comic. Make a move, that's perfect timing. Niggas said he on top, you dumb nigga. Really just ramen. And I'm more demon timing. Make a move, that's perfect timing. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog. Astăzi filmăm o mașină specială și într-un peisaj așa mirific de toamnă. Ne-am strâns aici ca să filmăm mașina asta, pentru că este o mașină foarte specială. Care, sincer să fiu, nu este tocmai nouță, dar îmi vine clasic model mai nou, să zic așa, întrucât mașina asta arată într-un mare fel chiar și în 2021. Modelul de față este un V8, un 650i cu 4,8 cm capacitatea cilindrică, fabricat în anul 2007. Eu am mers cu mașina asta și știu cum merge. Deja m-am obișnuit cu caii mulți de la fosta mașină care am filmat-o și am zis de ce să nu filmăm astăzi această mașină. Proprietarul a mai avut o mașină la noi pe canal, un Audi A5 foarte frumos care l-am filmat. Aveți link aici în descriere să vedeți fosta lui mașină și aceasta este actuala, care a luat-o de ceva timp ca să își facă nebuniile, să zic așa, pentru că cam orice tânăr, deși și unul bătrân, i-ar plăcea să o conducă. Pentru că mașina asta e definiția sportivității. Producția acestui model a început din anul 2003 și s-a încheiat la finalul lui 2010. Cei de la BMW au creat 4 tipuri de motoare pe benzină. 3 litri, 4.4, 4.8. Și motorul M6, care are motor de 5 litri V10 specific ala Andy Popescu, mai pe scurt așa să zicem. Pot să spun că acesta a fost ultima serie de motoare create de către BMW cu motoare aspirate. Modelul de față este unul cu un pachet de M6, după cum se și vede pe cadru, avem bara de M6, senzor de parcare, spălător de faruri, farul cu lupă și cu Angel Eyes. Și bineînțeles un US style, dar ăsta se aprinde doar atunci când pornim motorul. Ce mai putem observa acolo în partea din dreapta, avem distronicul. Este o mașină foarte dotată pentru anul său de fabricație. Au pus ceva dotări pe ea. Un bot foarte lung și foarte agresiv. Probabil are aproape 2 metri, măsurându-l eu la pas cam așa. Hai că poate am exagerat, 2 metri, dar 1 metru jumate are. Este foarte lung și foarte mare. Să mergem puțin și pe lateralul mașinii. Avem aripi de M6, da? Jante pe 20 de M6 originale cu ceva anvelope de la Pirelli pe 0, nu? Zic bine, sunt anvelope sport și anvelope care sunt într-o stare excelentă. Discuri mari, specifice. Probabil sunt aceleași discuri care s-au montat și pe modelul M650 benzină. Pragurile de M, partea din spate la fel, jante pe 20, frâne mari, iar că am ajuns la partea din spate, ce pot să spun aici? Avem tobe originale de M6, care sună într-un mod foarte, foarte plăcut și foarte tare. O să vă atașez aici câteva cadre să vedeți despre ce este vorba. Bun, bara din spate are senzor de parcare, stânga-dreapta, 2-4, 4 senzori pe partea din spate. Avem pe spate triplele care în partea de sus sunt full LED, în partea de jos avem bec normal de semnalizare, probabil doar pe modelul de Faceliff s-a montat LED în partea de jos. Un portbagaj foarte mare, foarte lat, nu am să-l mai deschid eu aici, că na, nu e frumos ca să arătăm fiecare proprietar ce are în el, însă din fabrică s-a pus
un fel de eleron, adică așa a fost creat pur bagajul, în așa fel încât să îți dea impresia că este un eleron. Haideți să trecem la partea cu motorul, să vedeți cum arată motorul și ce modificări s-au făcut. Adică pot spune că au fost ceva modificări făcute într-un mod plăcut, să zic așa, pentru că mașina de față nu are 367 de cai, are 400 de cai, deoarece a suferit un stage 1, să zic așa. Așa cum vedeți, avem un V8, 8 cilindri, frumos. Aici s-a montat o admisie din aluminiu de 90 pentru a ține aerul în motor mult mai rece. Iar în capul admisiei avem un filtru sport de la Ramer, zic bine? Ramer, da, care o să pun acum un cadru să vedeți cum se aude. Ăsta este motorul, un motor care, după părerea mea, consumă și mult, dar îți oferă puterea necesară într-un mod plăcut pe drum. Hai să trecem și la interiorul mașinii, să vedem ce dotări are și apoi să facem un car vlog cu mașina, să vedem cum se mișcă. Am trecut la interiorul mașinii, am închis ușa, băi, o ușă foarte grea și foarte masivă, să zic așa, și lungă. La interiorul mașinii avem o cutie automată, un ZFS653, în 6 rapoarte, încălzire în ambele scaune stânga-dreapta, DTC-ul, senzori de parcare față-spate. Trimurile, eu prima dată am crezut că sunt vopsite, dar uitându-mă puțin mai atent am observat că sunt colantate, un negru piano black, să zic așa. Dublu climatronic stânga și dreapta, dublu climatronic care arată foarte bine și seamănă foarte bine cu cel de la E60. O navigație mare, o navigație normală, nu este aceea ci care s-a montat undeva prin anii 2009, dacă nu mă înșel, dacă am greșit, poate mă scuzați voi și îmi lăsați un comentariu să-mi spuneți sigur dacă așa este. Un volan retapițat, care arată într-o stare impecabilă, tot DM, comenzi pe volan, pilot automat, volan electric, maneta de semnalizări, două geamuri electrice față, filmat și un E64 Cabrio. Acela era un motor mai micuț. Mergând puțin mai sus, observăm aici avem un head-up display foarte mare și foarte plăcut, care ne ajută oarecum la condus, mai ales pe timp de noapte, se reflectă foarte bine lumina în parbrizul mașinii. Ceasul normal de seria 6. Hai să-i dăm și o pornire să vedem cum pornește. Până am pornit mașina, după cum observăm, mașina are în bord 247.000 de kilometri. Rezervorul este jumate și ne arată că avem un range de 187 de kilometri. Avem un rezervor de 70 de litri. Acum este la mijloc, range-ul ne apare că ar fi 187 de kilometri, mai putem să mergem cu el. Și hai să vedem și un consum la mașină pe oraș, să zic așa. 19,4, nu știu dacă este în tocmai foarte, foarte precis, dar la caii ăștia putere și la așa motor mare este de înțeles. Interiorul este unul sport, avem scaune Recaro cu memorii electrice, stânga și dreapta, interiorul complet crem, proprietarul a decis ca să protejeze puțin cremul de la interiorul mașinii și a pus aceste huse care sunt față și spate, dar noi vi le arătăm doar pe cele de față, pentru că acest interior se murdărește foarte repede și ca să îl întreții este indicat să-ți pui asemenea huse. După părerea mea, este ok ce a făcut și este de înțeles. Pachet de lumini, un buton de SOS, oglindă cu senzor de lumină. Acest model a fost creat și conceput după șasiul de E60. Da, ați auzit bine, a fost conceput după modelul de E60, adică este foarte grea mașina, nu e întocmai ușoară că o vezi mică și că are două uși. Mașina este foarte grea și foarte lipită de asfalt. Dar cred că am vorbit îndeajuns despre mașină. Această mașină este la vânzare. Dacă pe unul dintre voi îl interesează, aveți un link mai jos în descriere, puteți să o vizualizați. La fel, puteți să cereți un test drive într-un mesaj, puteți să-mi scrieți și mie, cât și proprietarului, dacă vreți să vedeți cum merge mașina asta și, bineînțeles, dacă vă satisface, puteți să o și cumpărați. Mașina asta are un preț foarte, foarte bun pentru piața din România. La modelul de față, la motor s-a umblat puțin și a fost refăcut de la zero.
distribuția a fost schimbată, uleiul a fost schimbat, pentru ca mașina să funcționeze în stare perfectă. Dar cât că am vorbit îndeajuns despre mașină, hai să vedem cum se conduce. Voi da camera proprietarului pe cap, nu o să conduc eu de această dată, pentru că eu-s mai fricos cu tracțiunea spate și la 400 de cai e cam riscant, așa că el și-o cunoaște mai bine mașina și o să facem un test drive în minutele ce urmează. Pe cap, de față l-aveți pe Gino, de fapt el nu se vede, dar este în spatele camerei, deoarece el este la volanul mașinii. Băi, la prima impresie legată de mașină, tobele se aud și în interior, ceva mai tare să zic. Ce te-a impresionat pe tine, Gino, la mașina asta, ai vrut să o cumperi? Am vrut neapărat un motor aspirat, dar și ceva mai impunător. Știu că ai căutat ceva timp până să găsești mașina asta. Da, am căutat vreo 2 luni, însă nu am găsit nimic special. Și la preț bun și dotări și mers. Oarecum ai vrut ca să vezi cum e o benzinară aspirată cu motor mare, cum se mișcă? Da, am vrut special ceva aspirat și motor mare, nu prea am avut. La 5 era 3000, dacă nu mă știu. Nu, era 2000. Avea un motor diesel de 2 litri, 177 de cai, dacă nu mă știu, da, nu? Da, da. Ai stat ceva timp până o să vin mașina aia? Da, eu îmi scoteam banii pe mașină din orice punct de vedere, dar am vrut să merg 2 sezoane de vară cu ea. Am înțeles. Păi mașinile cabrio cam de asta lui, ca să circul vara. Și dacă nu știu exact, o vânduse și după aia ai găsit-o pe asta exact în Germania. Da, la Berlin. După ea? M-am dus acolo, când am ajuns acolo, mașina se prezenta impecabil, motorul fusese refăcut de la zero, absolut schimbat totul în motor, distribuție nouă, ulei în cutie nou. Vezi că, uite, și la modelul ăsta se schimbă distribuția. Eu credeam că decât la modelele mai noi, astea, la F10, la F30 și la E60 Fairlift. Da, se schimbă de distribuția cu 30.000 de kilometri în urmă. Și m-am cântat foarte mult, mi-a plăcut ea cum schimbă, n-a avut nicio problemă. Până să cumperi modelul ăsta, ai mai condus un alt model tot pe benzină, ca să... același model, adică da, dar nu capacitatea motorului așa mare. Adică era de 3 litri. Da, de 3 litri, modelul acela de 258 de cai. Am înțeles. Băi, noi am ieșit în afara localității, uite, și o mașină de poliție, pentru că, vedeți, noi mergem legal, am ieșit în afara localității pentru ca să filmăm într-un mod safe și să vedeți cum merge mașina asta și cât de bine se întinde la drum și totodată să vedeți și cum sunt, că eu acum, observând la tine în bord, range-ul tău a crescut în loc să scadă. O să resetez consumul. Undeva afară, l-am mers frumos, am venit din Germania, am avut 12%. 12%? Da. Un plin de rezervor, câți kilometri faci? Aproximativ, mers rezonabil, nici prea tare, nici prea încet. În afara orașului, undeva la 450, maxim 500 de kilometri cu un plin. Iar dacă îi dai furjă? Orice, undeva la 350, în afară. În oraș, dacă îi dai furjă, un plin te ține undeva la 200-250 de kilometri. Schimbat ceva timp cu mașina asta, acum după ea ce vrea ca să-ți cumperi? Mă gândesc că tot o benzinară. Da, dar încă nu m-am decis la un anumit model. Băi, dar cum se aude sunetul de V8? A activat butonul de sport. Da, o mașină puțin. La M6, la cutia aceea care este ZF, butonul s-a pus în cap. Da, e mult mai brutală cutia. Îți dă un feeling mult mai agresiv. Mult mai sportiv. Avem 400 de cai putere, dar nu putem să-i folosim tocmai pentru că mai sunt și camioane. Dar hai să vedem cum merge.
ai făcut până acum un 0-100 aproximativ, așa să vezi? Nu, nu am făcut nici un 0-100, pentru că orice plecare de pe loc tare, nu am aderență, nu mă rupe aderență. Rupe aderența ei. Probabil trebuie încintat înainte cauciucului un pic ca să ai un 0-100 precis. Exact, și mai ales pe o asemenea vreme care temperatura de afară acum este scăzută. Este foarte scăzut, 7 grade. Este o mașină pentru oricine care mă întreabă cât e consumul. Adevărat. Când am luat mașina asta, am fost convins că o să am un consum mare. Adică te-ai așteptat că ăsta e consum? Da, da, da. La un motor de 4,8 litri, clar, consumă mai mult. Dar compensează pe partea de putere consum. Merge bine un motor aspirat, chiar merge foarte, foarte bine. Comparativ cu motor turbo, un turbo îți dă un feeling mult mai agresiv, dar mașina nu este atât de precisă pe accelerație ca și una aspirată. Ca și una aspirată. Exact. Lentă. E mai lentă un pic decât DSG-ul și vezi tu, dacă aveai și padele la volan, parcă era altceva. Da. Știi? Da, da. Bă, dă o treacă. Cred că mai bine de 30 de metri de fum. Și de mers în scârți. Wow. E mai impresionat sunetul la seria 6 decât la Volvo. Aia, îți dai seama că sunt. Dar mașina te uiți la cum urcă. Dar mi se pare că trage tare după 120 încolo. Așa nu mi se tare, nu mi se pare că trage-o. Bine, n-ai feeling-ul ăla cu cuplu, știi? Cuplu ăla are de 500 asta, nu? Da, da. Un cuplu de 500. Are un cuplu undeva la 500 după soft. Deci se poate face soft și pe motoarele aspirate, că unii zic, bine, la motoare aspirate mari se simt căluții, da, dar la motoare cum e 1.6, 1.8, n-ai ce ca ai să-ți poți dintr-un stage 1. Da, exact. Cat, au pus în bord temperatura de ulei, pentru că mașina asta rulează în ture mari și uleiul tot timpul trebuie să fie acolo. Însă ce nu am mai pus la modelul de față e temperatura apei. Da, nu este temperatura apei, dar aici indică temperatura apei. Am văzut și la E60 este, da, la fel. Dar nu mai este în grade ca la celelalte modele. Cutie nu s-a umblat, doar schimb de ulei. Și acum tu fusești pe modul drive. Da, eram pe drive. Urcă foarte bine în curație și pe drive. De pe 8. Nu este cuplu atât de mare, dar cai se simt. Se simt, se simt. E, în schimb, știi ce am observat eu la Golf? Dacă nu pleci cu launch control, el nu pleacă foarte tare de pe loc. Da. Ei, asta vă zic că cum îi dai, așa se duce. Da, îi rupe. Cum ai spus și tu, cu diferența între turbo și aspirat. A plăcut acest episod cu această mașină, cu E63. Este o mașină specială, așa cum am spus-o și mai devreme, și încerc să aduc cât mai multe mașini speciale pe canalul meu de YouTube să filmăm. Mai ales că majoritatea eu mă cunosc și le mulțumesc celor care au acceptat să filmeze cu mine și cu mașinile lor. Voi, dacă aveți o mașină specială, puteți să-mi scrieți pe Instagram sau pe Facebook.
La fel, cum am spus mai devreme, aveți Instagram-ul proprietarului și Facebook-ul în descriere și aici pe ecran. Dacă cineva este interesat de această mașină, mașina este la vânzare la un preț rezonabil. Să ne susțineți cu un like, un subscribe și hai să dăm un mare share la acest clip, deoarece să strângem cât mai multe vizualizări, pentru că trebuie să facem mașina asta cunoscută și să o lăudăm, pentru că este definiția sportivității. Salutăm!